Sâmbătă, înainte de începerea partiului, Stelian era pus pe joacă. Ghici cu cine? Fii atent. Așa. Știu un joc. Ia fii atent. Ia, dă-mi și unul. Păi asta voiam, stai, nu. Asta constituie jocul. Tu deschizi gura mare și eu ți-o bag. Ești. Jucăm? Nu. Să se interpreteze. Boaba de strugure. Aia era, tu deschizi și eu arunc cum ar veni. Băi, la boaba de struguri mă gândeam, dar... Și ideea trebuie să o bag în gură cum ar veni. Uite aici struguri. Aia strugurii storși. Da. Nu, ne plac aia rotunzi. Ei, mai ales. Băi, așa, vii încă. Mamă, nu mă bălării. Eu le-am plătese. Băi, ce-am zis, măi? Adică strugurii gen întregi, asta am zis. Eu încetez cu acestea și o să închei cu Ionela ispita. Punct. Ce ai zis? Eu sunt ispita. Da. Eu sunt ispita pe bune. De ce? De ce zice asta? Acum fără chestii. Dar vorbești numai baliverne și mă ispitei să păcătuiesc. Ba nu e adevărat, nu spun, poți să vorbești și chestii, dar bine, acum mai glumim și noi, de seama. Ai vorbit acasă azi? Nu. Stai că e camera pe noi, stai de aia. Hashtag materiale. Deci zici că eu sunt ispita? Nu te zimităm doar la cer și să admirăm stelele, fără să mai facem și alte motive de discuții. Ce părere ai? Nu poți să vorbești pe mine. Nu mai vreau. Că nu mai vreau. Am zis, nu știu, toxic deja. Ce? Dar nu, că nici eu nu mai vreau să mai apar cu prostii, că deja... Nu, și mai ales că sunt femeie. Deci, bine, eu n-am spus nicio prostie exactă, dar se interpretează. Devine toxic ce se întâmplă și nu mai vreau. În ce sens? Giratoriu. Sens giratoriu? Da. Dar ce devine toxic? Nu înțeleg. Porți o discuție cu colega ta de competiție? Care-i faza? Da, dar nu vreau să stau să mă justific în urma acestei discuții, știi? Dar nici să justifici, că dacă noi cum să nu? Discuție, normal, dar ce... spus, suntem amici, colegi de competiție și atât. Și doi la mână ai spus la un moment dat că ai fi vrut un date cu mine, iar acum suntem doar noi doi. Și chiar am chef să dau explicații. Chiar am nevoie. Nu, eu chiar am zis într-un sens amical și am uitat acest aspect. Uite, dacă crede-mă că mie nu mi-era greu să zic că da, îmi place de Stelian, că ziceam direct, îmi place de Stelian. Nu spun, nu, mi-ești drag, dar ca om, ca coleg de competiție, ca și coleg de competiție, consider că avem anumite principii comune și probabil ai anumite calități ale unui bărbat care, să zicem, că s-ar putea înscrie în anumite caracteristici. Dă-mă mai light și tu, zic că îți place de mine, la poftim. Am niște calități al unui om care ți-a plăcea să vii viața. Dar nu-mi place de tine, că nu pot să spun că îmi place de tine. Mi-ești drag, dar nu aș putea spune că îmi place de tine, că nu-mi place. Ok. Atunci am înțeles eu greșit. Ce ai înțeles tu greșit? Ce credeai că îmi place de tine? Poate unele lucruri, dar n-aș și băga mâna în foc, da. Chiar cum te simți că ai rămas în competiție acum? Da, mă simt recunoscător. Eu eram sigur că o să rămâi, eram sigur că o să fii votat tu pe locul 3. Mă simt recunoscător, sincer. Am să încerc să schimb niște lucruri, că m-am dus în niște contexte care m-au... Oricum am degradat de când am intrat aici, asta e sigur. Dar am contribuit și eu mai mult decât era necesar la propria degradare. Așa că o să încerc să-mi aleg mai bine. Intențiile sunt bune de cele mai multe ori, dar... Dar nu toată lumea știe ce intenții ai tu și nu toată lumea le ia așa cum le transmiți tu, nu le înțelege toată lumea și atunci... Sunt alte puncte de vedere, dar fiecare culege cât consideră. Tu nu trebuie să te, oricum nu trebuie să te schimbi, nu trebuie să te mulezi pe nimeni, tu ești tu cu principiile tale și tu trebuie să-ți găsești un om exact pentru tine și să fii tu. Deci un pic, trebuie și un pic de compromis, știi? Clar, adică ori vine din partea ei, ori din partea ta la un moment dat. Și depinde cine este dispus să cedeze mai mult. Din ambele părți vine asta. Și o chestiune despre ce și cât ești dispus să accepti. Zi, Floricico. Poți stau și eu? Stai! Vrem o discuție amicală, stai liniștită. Doar amicală. Doar amicală, ca să nu se înțeleagă altceva. Adică noi doi nu ne placem, nu? Bine, mai mult sau mai puțin. Cum adică mai mult sau mai puțin? Că am stabilit asta. Da. În cuvinte, da. Dar în fapte? Ce vrei să insinuiezi, Stelian? Ba, Stelian, ce vrei să insinuiezi? Vreau să îmi explici. Ionele îi place de mine. Dar de unde ești tu așa sigur că Ionele îi place de tine? De unde ești tu așa sigur, serios? Ochii vorbesc, Chico.
atunci. Ai uite, am așa la tine, este nu, amical. Nu, ochii mie... vorbesc, în general ochii vorbesc. Doamne, eu nu mă mai uit la el. Deci eu dacă mă uit la tine, eu așa mă uit mai pătrunzător. Și eu am crezut că îi place de mine. Privirea ei. Exact, am o privire foarte pătrunzătoare. Dar el se teme să se uite la mine, tu vezi că el e bine. Eu să cred că tu ești cel care o place de fapt pe Ionela. Foarte dramatic, dar nu-i caz. Eu cred că... Nu mă imita. Asta eu cred că... tu o placi de fapt pe Ionela. Ai spus că nu te-ai uitat la show. De unde știi? Episoade. Mi-a fost suficient. Să spunem că ea te place. Ipotetic vorbind. Da, ipotetic vorbind. Tu ce ai... Hai să subliniezi asta. Tu cum ai proceda în stația asta? Adică tu ce ai de spus? Dă-ne și opinia ta. Zicem că ea te place. Ha! Na! Nu, ipotetic vorbind. Ipotetic vorbind. Nu-mi place de el, dar ipotetic. Nu gândi prea mult. Deci nu gândi prea mult. Păi, da, și poți să scot așa din gură chestii fără să le gândesc? Nu știu, la moment... Nu știu, la moment nici n-am avut atât de multe interacțiuni, sincer, dar, mă rog, sunt niște lucruri care probabil m-ar ține pe loc. Cum ar fi? Ca să nu dau curs unei relații, să spunem așa. De ce? Ce anume? Niște reacții, mai puțin cam prea exagerate, aș spune, știi? Da, vis-a-vis de tine. La general, eu nu foarte emotiv. Fascinant. De ce aștepți tu de la partenera ta? Ești un pic perfecționist tu, așa, nu? Nu. Sau în ceea ce mă privește pe mine, dar n-am... Păi uite, spre exemplu, nu, făcând abstracție, nu-mi place de tine, am stabilitatea, dar... Ai spus asta de vreo 10 ori, cred, până acum, ok. Dar chiar nu-mi place de tine în sensul amor. Dar am înțeles, nu-ți place de mine, ok, bun. Așa, nu că nu-mi place în sens amical, dar nu-mi place în sens amoros. Ok, am înțeles, nu-ți place de mine. Ce ai preferat tu între o femeie care este poate puțin mai bipolară și o femeie care este complet rigidă și serioasă și care nu poate fi clintită și n-are pic de viață în ea? Uite, dacă mă uit așa la tine, spre exemplu, ți se pare că mi-e place de tine la moment? Așa, acum nu, pentru că suntem înconjurați de oameni. Așa, și ce, dacă uite, oamenii... Ia uite-te la mine. Nu e aceeași privire ca atunci când doar tu te uiți la mine. Ba da, așa eram. Ochii vorbesc, Chico. Dar ce au ochii? Poți spune orice vrei tu în cuvinte, dar privirea ta vorbește. Și nu zic, și tu ești o fată frumoasă și te apreciez, dar cred că, pe de o parte, trebuie și eu să mă vindec de niște lucruri și nu sunt deschis momentan. De ce nu sunt deschisă momentan? Pe mine nu mă deschide oricine. Poate ne vom deschide la un moment dat sau poate nu. Aici? Ne deschidem cu o cheie. Nu știu dacă va fi aceeași cheie de la lacăt. Dar ce crezi că eu deschid gura dacă nu sunt deschisă? Trebuie să o deschizi mai întâi în altă parte ca să o deschizi la gură după aia. Păi nu așa e. Nu asta păi mai întâi ar trebui gura deschisă. Ordinea, după... Da, în fine. Da. Fiecare cu ordinea lui. Pleacă din sus în jos. Și zice că eu sunt aia care deschidem. Tu ai zis cu gura. Ce am zis eu? Am zis că dacă nu sunt deschisă, cum se deschid gura? Mereu când este Lian și Ionela se vorbesc chestii din astea. Dar nu e adevărat, mă, Ana. Fraților, luați-vă o cameră. Avem sus mai multe. Mergeți în dormitor. Băi, dar eu orice aș spune, băiatul ăsta îmi dă curs și se gândește la prostii. El, săracu. Bine, atunci nu mai vorbi cu mine la prostii. Ei, na, vorbim, dar schimbăm subiectul. Vezi că în povestea asta cred că tu ești agresoarea. Eu sunt agresoare, hai să dansăm, Andrada. A crezut că zice că trebuie să te ia. Aoleu, eu nu mai mai face să vorbesc prostii. Hai să mergem. Nu te mai fac, gata, e un lucru să dansezi. Huș. Hai, Stelian, vezi, poate arunc eu cu parfuria aia în tine. Și-au plecat! Ia, și-a plecat! Ia, așezați-mi și mie la valiera. Cine mi închide puțin asta la spate? Stelian, închide aia la spate. Hai, măi, nu contează. Cineva să-mi închide asta la spate. Hai, mă, că te închide eu la spate, el te deschide. Stai, că m-am descurcat. Te închideam eu și el te deschidea. Și chiar dacă Ionela a spus că nu-l place pe Stelian decât ca pe un coleg de competiție, Andrada crede că se vede altceva. Degeaba tu tot te zici și zici că nu, că la un moment dat toată lumea se prinde că îți place de cineva sau așa. Ce? Te tot ascunzi? Da, frate, îmi place și uite, care e problema, știi? Nu are rost să te tot ascunzi. Ți-e frică de cineva să zici ceva? Nu, măi, dar nu-i vorba de asta. Ce? Că nu pierzi, n-ai nimic de pierdut. Înainte să spun chestia asta, vreau să mă asigur că așa este, știi, 100%, că chiar îmi place. Pentru că i-am zis, aș fi ipocrită să spun că, știi, nu mi-este drag de el sau ceva, pentru că mi-este, dar nu știu dacă în sensul ăla, înțelegi? Dacă mi se pare că îmi place de el în sensul ăla,
O să zic că n-am nimic, nu sunt, n-am de ce să mă ascund. Dar eu cred că încă el nu e complet. Păi nu, păi el oricum nu este disponibil și am vorbit de asta, că nu este deschis. De aia zic că nu e nimic, ca dacă tu simți chestia asta. Păi asta e că nu știu dacă o simt. Și totuși, ce simți, Ionela, că flirtul este mai mult decât evident? Nu, probabil am o simpatie, dar nu cred că este ceva concret din partea mea. Și nici din partea lui. Concret? Concret. Adică nu, mai concret nu, decât să stai că... cu un om de vorbă și să accesi niște glume cu tentă sexuală, ce vrei? Nu a fost deloc așa. Nu, au fost niște glume, într-adevăr, care pot fi interpretate diferit. Pe care tu le-ai acceptat extrem de lejer și mai mult foarte amuzată. Este amuzant. Am o simpatie față de el, am spus, aș fi ipocrită să spun că nu, dar momentan nu vreau să mă... Dar de ce se râde așa în sală? Vreau să știu. În frunte cu Stelian. Ce e Stelian? Nu crede în părere. Că pare așa că nu e în serios. Nu știu din spate. Măcar spune-i, ca să nu o pui într-o situație așa, să uite, să râde lumea pe la colț. Nu, serios, din spate sau... Brăsetele, întrebați-i pe ei, serios vorbesc. Și tu sunteai la fel și inclusiv în discuția cu Ionela. Nici tu nu o luai foarte în serios. Nu știu ce să spun în sensul ăsta momentan. Da, pe semne că ne înțelegem bine, conversăm destul de liber, e o oarecare conexiune, dar chiar nu vreau să mă grăbesc să dau curs unor lucruri. Mai mult de atât, cel puțin, momentan, nu știu. Momentan? Ai zis că vrei să te vindești de Ramona? Bă, neapărat de Ramona, de mai multe, cum să le numesc eu... Ce? Mai multe, au fost două, cel puțin ultimele două săptămâni au fost destul de pline, ca să spun așa. Ia, uite ce râde Ramona. Ce e Ramona? Și Ambrozie, exact. Te vinde și de Ambrozie. Ce s-a întâmplat? Acum înțeleg că ai o problemă și cu o coastă? Câte belele pe capul tău, zău. Da, au fost două săptămâni destul de pline și n-aș vrea să mai dau curs în anumite lucruri. Cum am spus, la un moment dat m-am degradat destul de rău și ar fi cazul să încetez anumite lucruri. It's up to you. Ce e Ramona? De ce ești așa de amuzată? Ia. Nu sunt amuzată, dar știi, eu am spus de la început că Ionela îl place. Da, ok, hai să plecăm de la premisa că da, îl place, ok. Cred că este evident. Da, de acum nu e nimic rău să-ți placă, ci de asta ați venit aici, da? Da. Da, am zis de la început că mi se părea că Ionela nu-și asumă chestia asta și... Dar stai puțin, că nu am avut discuții... Stau, că nu pot să plec. Nu am avut discuții cu el de la început. Într-adevăr, nu. Dar ai avut timp, că na, a fost un pic ocupat. Da, nu am avut anumite discuții în așa fel încât să-mi dau seama dacă îmi place sau nu. Într-adevăr, așa cum a spus și el, cred că avem o oarecare conexiune. E foarte bine că ați depistat-o. Suntem colegi. Păi încă n-am întrebat, n-am venit cu întrebarea. Da, și acolo voi de ce râdeați, băieți? Uite, Ionuț, ce? Nu știu, păi a zis că nu-l plac, nu-l plac, cred că de 15 ori. Ei, ai, ce să zic și ea? Uite, acum a recunoscut că-l place și gata. Amical sau nu-l plac, amical. Bine, dar hai să apreciem că a recunoscut, serios, da? Eu cred că ea îl place foarte mult, vezi eu. Dar e frică oarecum de un refuz. Eu cred că este reciproc, sincer. Bravo, vedeți câte păreri sunt? E suficient să întrebi. Bine, rămânem la statiul ăsta. Ei se plac și momentan nu face nimeni niciun pas, nu? Mai ales că tu ai o problemă cu coasta, tu ești mai timidă. Eu clar nu mai fac pași să văd dacă pot să mă ridic pe canapea. Hai, lăsați, că am avut și o coastă ruptă și... Nu, dar nu e de o coastă ruptă, nu. Am făcut și exact, și a mea era ruptă, fii atent, a mea era ruptă și am venit la emisiune, am mai și schiat cu coasta ruptă, neștit că e ruptă. Bine. Ești bine, da? Bine, ia făci și flotări. Nici chiar așa, nu? Da. Nici bine. Până acolo. Bine, te mai las să-ți revii.